și preacucernici părinți, bine ne-am întâlnit la sinaxa noastră duhovnicească cu venerabilii noștri duhovnici care s-au retras, dar nu din slujire, ci doar din oficiu parohial. Așa cum vă spuneam și în biserică, această întâlnire se dorește una duhovnicească. Pentru că în toată viața spirituală a bisericii noastre ortodoxe, experiența bătrânilor a avut un mare rol, un foarte mare rol. Încă o dată, citesc doar două versete. Ar putea fi mult mai multe alese din Sfânta Scriptură referitoare la cinstea și la aprecierea pe care trebuie să o avem față de experiența părinților noștri venerabili. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola 1 către Timotei, în capitolul 5, versetul 16-17, zice așa: preoții care își țin bine dregătoria să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei ce s-au ostenit cu cuvântul și cu învățătura. Apoi, repet ceea ce vă spuneam și în biserică din cărțile sapiențiale ale Vechiului Testament. În Înțelepciunea lui Iisus Sirach, în capitolul 3, efectiv, omul acesta înțelept ne atenționează că trebuie să-i cinstim pe venerabilii noștri bătrâni. Fiilor, ascultați-mă pe mine, Tatăl vostru, și să vă purtați așa ca să vă mântuiți. Cel ce cinstește pe Tatăl și se curățește de păcat. Și ca cel ce strânge comori, așa este cel ce cinstește pe mama sa. Cel ce cinstește pe tată se va înveseli de fii și în ziua rugăciunii sale va fi auzit. Și tot capitolul continuă așa, cu sfaturi potrivite referitor la cinstirea bătrânilor. Acum, frățiile voastre, poate știți mai bine ca mine că dintr-un trecut îndepărtat, odinioară chiar și în manualele de școală, era trecută o întâmplare cu țara fără bătrâni. Repet pe scurt povestea. Într-o anume țară, socotind că bătrânii sunt o povară și nu mai sunt buni de nimic, s-au gândit tinerii ca să îi, folosesc un cuvânt modern, să-i eutanasieze. Era și regele țării respective tânăr, în sfârșit. Bătrânii au murit și au rămas numai tinerii. Dar dintre toți tinerii, unul totuși era cu inimă deosebită și n-a putut să-l omoare pe tatăl său. Și atunci l-a ascuns într-o peșteră și se ducea pe furiș și îi ducea mâncare. La un moment dat, regatul respectiv a ajuns în conflict cu regatul vecin. Regele din țara vecină, auzind ce au făcut acești tineri fără de minte, a vrut să-i pună la încercare și le-a trimis solie. Pe când trăiau bătrânii voștri, au împrumutat de la noi o frânghie de nisip
Și acum vă somăm să ne-o dați înapoi. S-au adunat tinerii la sfat, s-au sfătuit, au încercat să alcătuiască funia de nisip și n-au reușit. Și atunci, cel care pe ascuns își pitise tatăl în peșteră, s-a dus la el și a spus în ce necaz au ajuns. Și bătrânul i-a zis, nu vă necăjiți, spune-le-ți un lucru. E adevărat că ne-au dat o frânghie de nisip, deși nu le dăduse, dar capătul frânghiei și l-au oprit ei. Așa că ziceți-le să vă dea capătul ca după modelul acela să o puteți face întreagă și să le-o dați. Tânărul s-a dus și a spus regelui și regele i-a spus celuilalt rege, dați-ne capătul frânghiei că o să o facem. Și atunci regele cel din țara vecină, care și el era în vârstă, a zis, trebuie să mai trăiască un bătrân acolo, că nu v-ar fi venit vouă în minte asta. Așa este țara fără bătrâni. Acum, în vremurile moderne, sigur că sunt și oameni care își cinstesc bătrânii, pentru că viața duhovnicească se moștenește și preocupările spirituale se transmit de la oamenii cu experiență la cei tineri. Dar totuși sunt și multe aberații. Acum, mijloacele tehnice, IT-ul fiind în mare cinste, pentru tinerii noștri mai ales, prezintă totuși și filmulețe educative. Și două dintre ele vreau să vi le amintesc, pentru că sunt la tema care ne preocupă astăzi. Dacă și frățiile voastre accesați site-uri pe internet, să le accesați pe amândouă. Primul dintre ele se numește Tata. Tata era sărac, dar era muncitor, era cu minte. Trăia într-un ținut îndepărtat de Moscova, pentru că filmele amândouă sunt rusești, ei rușii au mare tact la alcătui filme duhovnicești. Poate îl știți și pe cel cu preotul, și acela este grozav. Acesta cu tata. Și-a crescut cu greu copiii, dar a muncit și a crescut onest și frumos. Și unul dintre ei avea voce și cânta și la instrument și neapărat a vrut să-l facă mare artist. Și-a și reușit. Cu greu l-a ținut la liceu, într-o localitate vecină și după aceea l-a trimis la conservator la Moscova. Și se lăuda către concetățenii lui, pe bună dreptate, cu talentul pe care l-are fiul, care este la conservator la Moscova și care a câștigat o grămadă de premii internaționale. Și ce s-a gândit bătrânul într-o zi? Să mă duc să-mi văd feciorul. Era în ultimul an la conservator. Era pe vremea comunistă, era apreciat. Și tocmai fiul lui cu cei mai buni studenți din conservator organizaseră o întrunire. Era acolo și șeful de partid comunist în sfârșit. Bătrânul a ajuns în gară, cineva l-a îndrumat cum să ia metroul, cum să ajungă la conservator. Avea o trăistuță în care pusese câteva lucruri pe care le-a avut el. Le-a dus cu drag să le ducă băiatului. Și-a aflat și conservatorul și-a auzit că e acolo la ședință și-a mers și-a bătut fios la ușă. Și-a intrat bătrânul acela amărât și smerit. Și când l-a văzut fiul lui, în loc să se bucure, s-a negrit la față și a zis, ce cauți aici? Adică îi se părea că îi aduce ponos. Bătrânul acela smerit, simplu, care l-a ținut până atunci în școală. Și bătrânul când a auzit, vă închipuiți că era aproape să-i se facă rău, dar una dintre studente
care raționa altfel, s-a dus și l-a prins de mână și bătrânul le-a făcut semn. Tată, eu altul nu vă mai deranjez. Și-a plecat, și-a luat metrou, și-a luat trenul, și-a ajuns în localitatea lui țăracă și-a murit. Sunt și cazuri din astea. Ăsta e filmul Tata, dar este și un film Bunica, tot pe aceeași linie, tot la ei, la ruși. Bunica avea o grămadă de nepoți, pentru că a avut mulți copii, mulți fii, și stătea cu una dintre fete. Ginerele s-a îmbolnăvit și fiica sa, și atunci ce s-au gândit, că nu mai avea cu cine, rămânea bătrân acasă, s-o pun în mașină și s-o ducă la sora ei, care locuia undeva departe. S-o țin acolo până când se va face sănătos și ginere s-o și fiica sa. Așa au făcut. Au dus-o acolo pe bătrână și a fost bine cât a trăit sora ei, dar a murit sora sa. Și a rămas numai cu nepotul de soră. Nepot de soră care a zis, da, nu mi-ai lăsat mie averea. Pentru că bătrâna, când s-a mutat de acolo, de la copii, și-a vândut casa și le-a împărțit la toți nepoții. Și atunci sărăcuța s-a gândit să se ducă la un alt nepot. Nepotul celălalt avea și el familie și greutăți. Nu te poți ține, bunică, du-te la cutare dintre nepoții tăi, că lui ai dat mai mult. S-a dus la acela și nepotul respectiv avea o fetiță handicapată care nu vorbise, era fata de vreo 9-10 ani, nu vorbise de la naștere. Și soția lui nepotul său, când a văzut-o, i-a zis lui nepotul ei, nu ne este de ajuns pe cap un copil nenorocit, mai vrei să o iau și pe bătrâna aceasta să am grijă de ea? Bătrâna era în coridor și a auzit. Și atunci bătrâna, așa arată filmul, își ia bățul în mână. Era iarnă, era frig. A intrat prin camera fetiței care nu vorbea, avea în traistă bătrânica două pere, el le-a pus pe noptieră, a ieșit pe ușă și s-a dus înspre necunoscut, așa și tristă. Între timp, Dumnezeu a făcut minunea că fata și-a căpătat graiul în câteva minute. S-a sculat fata și s-a dus în camera părinților, care erau deja culcați. Și le-a zis, bunica a plecat. Când a auzit-o că vorbește, s-au mirat și au dat slavă lui Dumnezeu. Și a mai adăugat fetița, dar o să-i fie frig, că e așa mare gerafară. Și atunci nepotul său a plecat în fuga pe urmele ei să o găsească, să o aducă înapoi, dându-și seama că rugăciunile bătrânei au făcut-o bine pe facă. Dar n-a mai găsit-o pe bătrână. Acum sunt filme așa sentimentale, însă care spun câte ceva. Că uneori, cei ce n-au o viață spirituală normală, îi pot socoti pe bătrânii o povară și această tendință care nici nu poate fi catalogată în unele țări fiind legalizată, de a-i eutanasia pe cei bătrâni și bolnavi, nedeclarat poate fi și în mintea unora din țările noastre în care încă eutanasia nu este legală. Acum acestea sunt poveștile, dar subiectul sinaxei noastre duhovnicești este acesta, de a medita la exemplele, la bogăția spirituală pe care au acumulat-o
venerabilii noștri preoți și această experiență să poată fi transmisă pe mai departe la generațiile care vin. Pentru că, încă o dată, Părintele Arsenie Papacioc, din experiența ce a văzut-o, ce a dobândit-o din viața lui întreagă, a alcătuit așa poftecmă. Dacă tinerețea ar ști și dacă bătrânețea ar putea. Acum, frățiile voastre care aveți experiența unei vieze de slujire, sigur că faceți mare lucru dacă o transmiteți celor tineri care nu știu și care ar trebui să învețe. La aceste lucruri medităm astăzi, când ne-am întâlnit nu oriunde, ci la Mănăstirea Nicula. Zicea Părintele că este cea mai importantă mănăstire, nu din România, ci din lume. O fi, pentru că Maica Domnului o iubește în mod preferențial și toți care vin aici, sufletește pleacă câștigat la casele lor. Bine ne-am întâlnit!